Bună tuturor, eu sunt Janina și bine ați venit pe canalul meu. M-am hotărât astăzi să vă fac să zâmbiți un pic și o să vă arăt niște poze ciudate de cum adorme lumea. Cred că la toți ne s-a întâmplat să ne ia somnul pe la nunți, pe la petreceri, dar oamenii ăștia au găsit niște locuri de nu se poate. Haideți să începem cu numărul 1. Da. Omul ăla s-a pus cu capul pe masă și a adormit, cred. Cred că au băut, cred că în sticla aia este țuică, nu apă. Dar neomul ăsta care s-a culcat el așa pe scaunul ăla și a căzut, s-a pus cu capul până pe omul ăla, e ceva, ori s-a rupt spătarul la scaun, ori nu o să dau seama ce s-a întâmplat, dar a adormit așa de s-a leșinat pe scaunul. Poza asta o să o chemăm fără spătar. Haideți să trecem la următoarea poză. Da. Nenea asta, în primul rând, a făcut bine că nu s-a pus pe partea alaltă să se așeze cu capul pe să pună la de WC. Eu nu știu ce. Că s-a chinuit rău să intre acolo, că are... E un spațiu foarte strimt și cineva a avut, cred că mama lui, a avut grijă de el să-i pună pernuțele de dedesubt, că altfel, cum făcea neomul ăsta să stea acolo așa cu gât? Următoarea poză. Da, tipul ăsta este inventiv ca să nu-l plouă sau probabil ca să se apere de soare, s-a băgat de sub acolo și e ok. Da. Tu pleci de acasă și te duci să te cui sub o bancă, că n-ai altă treabă ce să faci. Următoarea poză. Mi-e titica asta scumpă, n-am mai putut de somn. A vrut să ducă să facă și-a pișulică la baie, dar n-a mai ajuns și că a dormit pe WC-ul. L-a îmbrățișat cu toată sufletul WC-ul ăla. Cât e de scumpă. Să sperăm că mămica ei spală bine WC-urile. Următoarea poză. Nenea asta cred că nu a adormit, s-a împiedicat, a vrut să sară peste banca aia, s-a împiedicat și a căzut cu față de pământ, că nu pot să-mi explic eu cum poate un om să doarmă în poziția aia. Nu, nenea omul ăsta sigur, a vrut să facă vreo, să sară peste banca aia, s-a împiedicat și a căzut cu față de pietrele alea, pentru că nu este posibil că cineva poate să doarmă în modul ăsta. Următoarea poză. Da, pisicuțul ăsta e deștepios, s-a întins, acum s-ar putea să bronzeze cu ribile, așa, cu degradeuri. Cred că de-aia e așa în degrade, pentru că el doarme acolo și s-a bronzat pe o parte și... Următoarea poză. Eu nu pot să dau seama cum a făcut omul ăsta să intre sub bro... Doarme de moare acolo, uite și cu gura căscată, îi cade și boalele de la gură. Haideți la următoarea poză. Da, nenea ăsta este... John Travolta în febra de sâmbătă seara, pentru că nu e posibil ca unul să cadă și să doarmă așa sus. Ori a spus gata, lăsați-mă că vreau să mor, sau dansează ca John Travolta. Așa, la următoarea poză.
Da. Trebuie să ai o condiție fizică extraordinară ca să faci poziția asta și mai ales să și dori pe un lanț. Dar nu vreau să-mi imaginez lanțul ăla pe unde trece. Acestea au fost pozele cu oamenii care dor. Sper că video v-a plăcut. Nu uitați să dați un like și ne vedem la următorul video.